acum, astăzi, în momentul în care vorbim, ce mai reprezintă piața universității pentru noastră, ca memorie? O durere pentru cei care au crezut într-un ideal și s-au sacrificat. Multe dintre... Bine, noi avem un câștig în ziua de astăzi. Faptul că vorbesc la dumneavoastră liber este un mare câștig. Faptul că sunt în București și mă relaxez. Multe din idealurile pentru care au luptat ei atunci și au murit nu s-au realizat repede, foarte clar, dar cred că moartea lor totuși n-a fost uitată. Pasajul Universității ca atare mi se pare incredibil că nu se poate găsi un micromuzeu. Efectiv, o cameră cu 6-7 microîncăperi unde se pot întâlni efectiv fotografii, imagini, documente vii, video, audio, știm ce bine se pot face aceste lucruri într-o instalație tipic modernă. Mi se pare incredibil că edilii nu se gândesc la asta, să puncteze practic acest loc într-un fel demn de numele său. Crucile pot să rămână, ceea ce nu poate să rămână, nu trebuie să rămână, sunt mai degrabă simbolul acestei noi conștiințe consumeriste. Este o jignire nu numai la adresa memoriei celor care au murit în piață, dar și la adresa ideii de educație, faptul că piața aceasta este împânzită de cazinouri, sex shop-uri și apoi, firește, panouri uriașe, cerceafurile acestea kilometrice care fac reclamă la tot soiul de produse cosmetice. Acest contrast arată incapacitatea noastră de a înțelege până la urmă semnificația istorică a acelui loc. Facem un film despre cea mai rămas din piața universității. Nu suntem de la Dăniș. O facem pentru colegii. Eu am eu trebuie așa ceva. Când de florile mele stă pe jos, așa. Aș vrea să ne spuneți ceva. Ce mai simți să sunteți în piața asta? Că sunteți zilnică. Sunteți legat cu inima de piața asta? Ce să vă spun? Și așa, și așa. De ce așa, de ce așa? Mă iubiți, mă uriți. Ce aș face dacă ați avea o putere? Ce aș face eu? Da, aș da drumul să facă toată lumea florării, să facă comerț, dar comerț din civilizat, frumos. Așa. Acum nu e frumos, nu e. Nu e așa frumos. Ia uite. E frumos. Dar când au vorbit ăștia zidurile atunci, în 2001, știți că erau zidurile? Da. Erați aici? Eram aici. Și cum s-a întâmplat? Ne puteți spune ceva? Că în ziarele scriu, dar nu prea nu credere în ziare. Aha. Păi, Matale, mă iei acum să stau acum să fac un bar. Am spus, nu? Hai, du-te la omul ăsta, că și ăsta e deștept. Vă mulțumesc mult, Tati. No, uite cum sunt, vezi? Ce fait que vous parlez tellement bien le français? Parce que je suis professeur de français. Ah, vous avez enseigné, vous oui, enseignez encore? J'ai enseigné le français. J'ai enseigné le français à Tolcha. Et si un jour... J'ai appris ici. J'ai terminé la faculté de français ici. Quel est le message que vous voulez transmettre aux Français, 17 ans après la Révolution romaine? Que aussi les Français n'aient pas tant de chômeurs que nous les Romains, tant de grèves, que nous, et les, nous aussi et les Français, si nous entrons en Europe, que nous soyons tous, que nous ayons tous une vie meilleure. Une vie meilleure. Avec plus de décence, avec plus de démocratie, bien entendu. Vous êtes mulțumit de starea actuală a pieței. Cum vedeți viitorul ei memorial, ca loc de memorial al orașului București? Da, poate că ar merita să facă ceva care să consemneze și pentru generațiile viitoare ce s-a întâmplat aici. Aveți vreo idee? Nu m-am gândit la asta în mod special, dar cred că merită să ne gândim. Dacă aș fi avut vreun fel de putere, în locul pasajului care există acum la metrou, aș fi făcut un fel de piramidă sau un obiect dintre ăsta de cristal ca formă, prin care oamenii să coboare și în rotunda de sub piața universității
aș fi avut un memorial filmat al diverselor momente din piața Universității. Doamna, cum vedeți dumneavoastră viitorul pieței astea? Ce ar trebui făcut? În piața Revoluției? Da. Nu, în piața Universității. A, piața Universității. Cum vedeți da. Viitorul acestui piață? Eu zic că eu sunt de altă generație și am lucrat în învățământ ca educatoare, dar consider că generația actuală de tineret e foarte extraordinară. În sfârșit, nu este încurajată, e debusolată dacă pleacă, părăsește țara lui, deci care s-a născut, care a primit o educație, a fost, ca și caracter mai întâi în familie, pentru cei 6 ani de acasă, cred că nu trebuie să facă gestul acesta. Trebuie să îți dai viața pentru aproapele, în fiecare zi să ai niște bucurii nu ale tale, cumva făcând un bine altcuiva sau știu și eu. Eu, spre exemplu, pot să vă spun că din 2005 nu mai am casă, am pierdut, dacă mă scuzați dacă se poate spune asta aici. Și totuși am trăit din cuvânt, din Biblie, din Sfânta Evanghelie. Eu locuiesc pe deal, pe dealul Mitropoliei, pe bănci. Deci suntem mai mulți care am fost cineva, o valoare cumva și sfârșit. Nu știu, am un băiat în Italia. Nu întotdeauna construirea este o bună idee. Poate n-ar trebui să spun asta ca arhitect, dar uneori a nu construi este mai interesant. Am spus și asta, a spus-o Daniel Libeschi. Dar nu construi uneori este o virtute. Trebuie să știi să te abții. Cred că e un moment când poate că trebuie să lăsăm acest loc puțin să se mai așeze, să mai, exceptând pierderea, repet, colosală a palimpsestului acestuia de pe peretele arhitecturii. De data ce a dispărut, îmi cer scuze că revin la el, dar cred că se leagă cu ce spuneți noastră, de data ce a dispărut, acest perete a intrat în circuitul comercial. Deja avem bannere care acoperă întreaga fațadă. Decembrie 89 se ardeau lumânări într-un soi de... Încă se caută cuvântul, eu nu l-am găsit în limba română, în franceză este bourgeois, în chestiile acelea mici de tablă. Mai o putem vedea pe ultima, aproape aruncată către marginea șoselei, chiar la intrarea în gura de metrou. Vreți să veniți cu mine acum să o salvăm? Sau dacă da, ce am putea face cu ea? Vreau să vin cu dumneavoastră să o salvăm, dar n-ar începe cursul în câteva minute dacă ar trebui să intru. Dar nu asta e problema. Problema este de a salva ideea de lumină în memoria celor care au căzut. Și pentru asta ar fi mai interesant decât să salvăm o cutie de tablă. Ar fi să formula de a găsi, cum să spun, de a instituționaliza lumina în piața Universității. Asta se poate face fie printr-un apel, fie printr-un mic concurs pe care îl putem face cu studenții noștri, care totdeauna sunt deschiși pentru o mică febră din asta, o mică aglomerație. Sau poate și foarte interesant și cred că nu ar fi lipsit de interes să medităm la acest lucru pentru o capelă amplasată acolo în locul acestui monument despre care facem vorbire și care este stingher. Locul, în general, după cum foarte bine știți, nu s-a inventat o formă alternativă. Memorialul este o bună aproximare, dar nu este până la capăt capelă, nu e loc sacru. Forma prin care se păstrează memoria este forma, este dăcașul de rugăciune. Asta, tot de la Revoluție? Tot de la mineria? Nu știu. Tot de la Revoluție, baricada de la Inter. Ce mi-aduce aminte? De armată și de comuniști. Dacă avea o putere, ce ai vrea să faci cu piața asta, autoritate? Cum vezi tu viitorul acestei piețe? Piața Universității? Aici modernizau. Și cu urmele trecutului ce face? Le-a ștergi. Sigur că atâta vreme cât încă generația noastră de 30 de ani are un atașament față de piață, ea are posibilitatea să nască eroi. Sper să nu ajungem încă o dată în stradă pentru ca să schimbăm destinul acestei piețe a Universității. Sperăm să nu existe o nouă piață a Universității, pentru că ar fi trist. Cred că avem posibilitatea fiecare acolo, la locul nostru, să facem în așa fel încât să fie mai bine în această țară, să nu ajungem iar să obosim pereții și piețele cu sângele semnilor. Thank you.